Salut! Astăzi începem pregătirea grădinii pentru plantarea roșilor. Ploile abundente din ultima perioadă au făcut ca buruienile și iarba să crească din belșug și pe locul pregătit pentru o grădină de legume. Așa că sunt nevoit întâi să trec cu coasa, să tai aceste buruieni, după care să intru cu motosapa electrică. Astăzi din nou o vedem la lucru. Se descurcă bine în pământ, chiar dacă au rămas înfipte rădăcinile buruienilor pe care le-am cosit mai devreme, motosapa electrică face față cu brio. Răscolește bine pământul la o adâncime de 15-20 de centimetri, scoate toate rădăcinile, chiar și părțile vegetale care rămân pe sol sunt tocate. Dar mai trebuie curățată din când în când pentru că se mai înfășoară buruienile mai lungi, se mai înfășoară pe disc. Dar merge bine. Atâta doar ca terenul să nu fie foarte uscat. Trebuie să fie de o consistență nici umedă, nici moale, dar nici foarte tare. Asta depinde foarte mult de calitatea, de aceasta va depinde foarte mult calitatea lucrării în sine. După cum se vede, merge ușor, prelucrează bine terenul, rămâne un pat prelucrat cu o lățime de 40 de centimetri și cu o adâncime de 15-20 de centimetri. După care, după aceea finalizarea lucrării, încep să plantez rosadurile de roșii. Temperaturile scăzute au făcut ca roșiile mele din mini-solarul pe care l-am avut în grădină să se dezvolte destul de slab. Sunt mici, dar și anul trecut le-am pus la fel de mici și nu a fost nicio problemă. S-au dezvoltat foarte bine. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că eu încep să pun... Și anul trecut le-am pus la fel, le pun culcate. Pentru că am observat că se dezvoltă mult mai bine. Dacă le pun în acest mod, culcate, pe toată partea tulpinii care vine în contact cu pământul, se vor dezvolta noi rădăcini. Cu cât vor fi mai multe rădăcini, cu atât planta va avea de câștigat. Așa că le îngrop. Efectiv, până la primele frunze, le pun culcate. În momentul în care ele vor începe activitatea, se vor prinde efectiv, frunzele se vor îndrepta, bineînțeles, în poziție verticală și vor avea o creștere normală. Încercați și voi procedeul ăsta cu câteva rosaduri dacă nu aveți încredere și o să vedeți că funcționează. Cam atât pentru astăzi. Aștept ploaia, se preconizează ploi, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.